astăzi ne vom uita la niște filmulețe care nu o să te lase să dormi noaptea. Băieți și fete, vă spun încă de la început că videoclipul ăsta este unul super creepy și interesant, deoarece ne vom uita la două filme horror care sunt făcute special să nu te lase să mai dormi noaptea. Adică uitați-vă, primul short horror film se numește Good Night și este vorba despre femeia asta care vrea să se culce, boys, efectiv, după cum vedeți, citește o carte, însă cineva o deranjează și ea trăiește cu ideea că e cineva lângă ea. Uitați-vă până la final să vedem dacă într-adevăr e cineva în casa ei care stă lângă ea sau doar ea paranoică, uitați-vă. Deci cred că acum o să se culce. Ok, mamă ce mișto, a dat la bec și o să se culce. Bun, să vedem dacă reușește, sper să nu avem ceva jumpscare. Nu uitați de like, bă, și de subscribe. Mamă, dar uitați-vă, tu o să au chestii. Dar poate doar pocnește mobila, după cum știți că se mai... Bă! Bă, se aude ceva de acolo, boys! Ok, a prins asta, gen, da... Na, nu știu care-i treaba, stai. Se aude ceva din partea aia, credeți că o să se ducă să verifice? Nu știu, n-ar fi o idee prea bună. Mamă, bă, dar tot se aude, dar ce chestia aia? Bă, bune, bro. Ma, a închis ușa. Bun, și acum se culcă la loc? Bă, nu uite, bună. Mamă, iară se aude ceva. Bă, dar tot se aude gen, ca și cum se, parcă se rup niște oase, cringe. Cineva a închis asta, cineva a dat din palme și a închis asta. Ok. Mamă, ușa deschisă, uai, uai, uai. Uai, uai, mai uai. Uai, sper să ne mai mare jumpscare, băi. Bă, se uite ceva. Dă-i, mă. Bun. Vrea să doarmă cu lumina aprinsă, neapărat. Cred și eu. Ok. Mamă mea, s-a uitat ceva, stângă-i. Bă, cred că-i împac cu ea. Mamă, bă, 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 bă. Nu se vede momentan. Nu se vede nimic momentan. Ma, ma, ma. Mamă, ceva, boys. Mamă, ceva împac cu ea. Mamă. Ok, ok, bă, filmul ăsta a fost ciudară de tot, boys, adică să încerci să te culci și să o vezi pe femeia aia mi se pare destul de horror, însă hai să trecem la următorul film horror. Și pentru că acest videoclip se numește Nu te uita la aceste clipuri dacă vrei să dormi de seara, ei bine, oamenii mei, este vorba în filmele horror la care reacționăm despre oameni care, ce să vezi, nici ei nu pot să doarmă. Acum iară ne uităm la filmul ăsta horror care se numește Some Things Never Leave, adică unele lucruri nu pleacă deloc, și vorba despre un bărbat de data aceasta care, după cum vedeți, nu poate deloc să doarmă, știi, are o chestie, simte că e cineva aici la el în casă, ca și data trecută, mamă, dar filmul trecut, bă, am stat așa super, super, super în priză, uitați-vă la băiatul ăsta, despre el e vorba, nu poate să doarmă. Cred că, din câte am înțeles din descriere, asta să ne uităm, da, deci nu uita subscribe-le și toate astea, îl bântuie ceva din trecut, boys, n-avem un subtitrare, nu, n-avem așa, hai să vedem, îl bântuie ceva din trecut, hai să vedem, sună pe cineva, boys, o fi că... Hai să vedem pe cine sună. Hello. Hello. Hey, Sam. Hey, Sam. Hey, Benji. Hey. To hear from you. Yeah, you too. Bun, deci a sunat-o pe una Sam. I-a zis, salut, Benji, e foarte bine că te aud. Că aud ceva de la tine. How are things? Cum merg lucrurile? How's David? Cum e David? Good. Things are pretty good. He has a big project at work right now, so he just went to bed a little early. I was reading for a bit. Ok, boys, nu știu care-i treaba, l-a întrebat cum, ce face David, ce face David, a zis că are un proiect la muncă și s-a dus la culcare, nu știu care-i treaba, cine-i David, cine-i aia, poate ne dăm seama. Cum ești tu? Good. Sunt bine. Yeah, things are good. Lucrurile sunt bune. New project at the City Museum later this week. Am început un proiect nou la muzeu.
Is that all? Asta e totul? I saw him again. Saw who? You know who I saw. Ce că l-am văzut din nou. Boys, deci cred că el vede pe cineva noaptea și o fi că asta e o prietenă foarte bună de-a lui. Și o sună și zice. You're sure? E sigură? E sigur? Ce că l-a văzut din nou. De când l-a mai văzut? Nu știu. Acum foarte mult timp. 14 years. Deși că vede a văzut o persoană pe care n-a mai văzut-o de 14 ani. What? First time was a couple nights ago. Prima dată a fost acum câteva nopți. În casa mea. A, cred că a avut un vis, boys. Cred că a avut un vis de ăsta. Zice că era într-o pădure, da, asta, uitați-vă, acum reprezintă visul. Nu mi-am dat seama la început. Dar totul era foarte, foarte silențios. Deci e vorba despre o persoană, gen despre o creatură, care îl bântuie pe ăsta în somn. Auzeam cum se mișcă lemnul. Și după l-am văzut. Mamă, uitați-vă. Bă. Mamă. Deci, bă, e o chestie care îl bântuie, mamă, ăsta se face. Nu l-am mai văzut de așa de mult timp. Mamă, bă. Și a doua oară l-am văzut aseară. Chica am plecat. Chica a plecat de la o ieșire cu prietenii. Și că la voi plouă, nu. Și că era pe alee când a venit de acolo. Și l-a văzut din nou. Și l-a văzut din nou. L-am văzut din nou. Ia uitați-vă. Mamă, ăsta! Creatura aia, asta-i boys, uitați-vă. Ăsta îl urmărește pe el. Oribil. Same one I heard the night that dad. Yeah. I know. Da, știu. He said it was my turn to. A zis că e rândul meu. Please. Stay where you are. I'm getting David up and we'll be there as soon as we can. Și că Ben stai acolo și o să vin eu cu David. Bă, da, așa de grav e? Mamă, cred că a uitat asta la el în casă. Mamă, uitați-vă cum arată, boys. Ben, ce-mi spui? Nimic. Cred că ai intrat asta la el în casă. Da. Chiar acum venim acolo. Ne vedem în curând. Ok. Te iubesc, Sam. Să mă sun dacă se întâmplă ceva. Asta cred că e sora sa sau? Da. Mamă, de ce? Boys, vă zic eu. A venit asta la el în casă. Ce zice? Ia stați, ce a zis la final? Ce că te rog, lasă-o în pace. Lasă-o în pace, mamă, cred că vrea să o ia pe Sam. Mamă, și aici s-a terminat, boys, bă. Bă, deci filmul ăsta horror a fost așa, bă, ciudat, rău de tot, n-am mai văzut de mult așa ceva. Deci era vorba despre o creatură care îl bântuia pe ăsta și după 14 ani a revenit. Și acum cred că i-a zis că o să vină și după Sam, că a zis o lase în pace. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Măruseacu și pe bune, asta au fost niște filme fricoșătoare, adică chiar au fost interesante. V-am pa pe toți, vă urez o zi bună, baftă la școală, pa, pa.